Merano, 30 mai 1920. Cum stai dumneata, Milena, în privința cunoașterii oamenilor? Uneori parcă m-aș îndoi de ea. De pildă atunci când îmi scrii despre Werfel, din cuvintele dumitale răzbătea dragoste și poate numai dragoste, dar o dragoste neînțelegătoare. Și chiar dacă facem abstracție de tot ceea ce înseamnă Werfel și rămânem numai la reproșurile aduse omului gras, care este și el reproșuri care mie pe lângă toate mi se par neîndreptățite, Werfel mi se pare tot mai frumos și mai demn de iubire de la un an la altul, de altfel îl văd rar și întreagăt. Și dumneata, chiar nu știi că numai cei grași sunt demn de încredere? Numai în asemenea recipiente cu pereți solizi se distilează până la ultima picătură totul. Numai aceștia sunt capitaliști ai atmosferei, atâta cât stă în puterea oamenilor, apărați de griji, de nebunie și în stare să se ocupe liniștiți de treburile lor. Și ei sunt, cum spunea cineva odată, adevărați cetățeni ai pământului, de folos pe întreaga suprafață a pământului, căci în nord încălzesc și în sud dau umbră. Firește, asta se poate și invers, dar atunci nu mai e adevărat. Pe urmă, iudaismul. Mă întreb dacă sunt evreu. Poate asta e doar o glumă. Poate mă întreb numai dacă aparțin acelei evreini înfricoșate. Și în orice caz, dumneata, pragheză, nu poți fi în privința aceasta la fel de inofensivă precum Matilda, nevasta lui Haine. Poate că nu cunoști povestea. Am impresia acum că aș avea ceva mai important de povestit și fără îndoială că e în defavoarea mea să o spun, nu datorită povestirii în sine, dar trebuie totuși să auzi odată și ceva drăguț de la mine. O povestește în amintirile sale Meissner, un poet de limbă germană din Boemia care nu e evreu. Matilde îl enerva mereu cu izbucnirile ei împotriva germanilor. Germanii ar fi fost răutăcioși, prea convinși că sunt spirituali, încăpățânați, pedanți, insistenți, pe scurt un popor insuportabil. Dar dumneata nici măcar nu-i cunoști pe germani, mi-a spus în sfârșit odată Meissner. Henry nu are contact dintre germanii de aici decât cu ziariștii și aceștia toți sunt evrei. Ah, a spus Matilde, aici dumneata exagerezi, s-ar putea ca unul sau doi dintre ei să fie evreu, de exemplu Seffert. Nu, a spus Meissner, ăsta e singurul care nu e evreu. Cum așa, a spus Matilde, adică Jeitel de pildă? Acesta era un om voinic, blond. Să fie evreu? Firește, a spus Meissner. Dar Bamberger? Și el. Dar Arnstein? La fel. Și tot așa cu toți cunoscuții. În cele din urmă, Matilde și-a pierdut răbdarea și a spus: dumneata nu vrei decât să râzi de mine, până la urmă ai vrea să susții că și Con ar fi un nume evreiesc, dar Con e totuși văr cu Henry, iar Henry e luteran. La asta Meissner n-a mai avut ce să răspundă. Oricum, dumitale, s-ar părea că nu ți-e frică de evreime. Există legat de ultima sau penultima evreime a orașelor noastre ceva eroic și, lăsând la o parte glumele, dacă vreo fată tânără și pură le-ar spune rudelor dumneavoastră lăsați-mă și pleacă într-acolo, atunci asta înseamnă mai mult decât plecarea fecioarei din Orleans, din satul ei. Ai mai avea atunci îngăduința să le reproșeze evreilor acea anxietate specială, chiar dacă un asemenea reproș general ar exprima o cunoaștere a oamenilor mai curând teoretică decât practică? Căci în primul rând, după chiar descrierile făcute mai înainte, reproșul nici nu-l atinge pe soțul dumitale. În al doilea rând, nu-i atinge din propria mea experiență nici pe cei mai mulți dintre evrei. Și în al treilea rând, el îi atinge doar pe câte unii, izolați, dar pe aceștia foarte tare, de pildă pe mine.
Lucrul cel mai ciudat este de fapt că reproșul nici nu corespunde în general. Poziția nesigură a evreilor, nesigură în sine, nesigură printre oameni, ar trebui mai presus de orice să facă de înțeles faptul că ei nu își îngăduie să creadă, că stăpânesc cu adevărat decât ceea ce apucă solid în mâini sau țin strâns cu dinții. Că mai departe numai stăpânirea concretă le dă dreptul la viață și că ceea ce au apucat odată să piardă nu vor mai redobândi niciodată, că posesia pierdută o vor vedea plutind fericită, depărtându-se pentru totdeauna de ei. Pe evrei îi amenință din cele mai improbabile direcții primejdii, sau, ca să fim mai exacti, să lăsăm primejdiile la o parte și să spunem, îi amenință niște amenințări. Un exemplu care să-ți fie dumitale mai aproape. E drept că poate am promis să păstrez tăcerea, într-o vreme când abia dacă te cunoșteam, dar nu am nicio rezervă să-ți pomenesc acum de lucrul acesta, căci pentru dumneata nu este o noutate, ilustrează doar iubirea celor cu care ești înrodit și nici nu pomenesc nume și detalii, asta și pentru că nici nu le mai știu. Sora mea cea mai mică trebuia să se mărite cu un ceh, un creștin. El i-a vorbit odată unei rude a dumitale despre intenția lui de a se căsători cu o evreică și aceasta a spus: numai asta nu, numai să nu ajungi să te legi prin legământ cu evrei. Ascultă, Milena noastră, și așa mai departe, și așa mai departe. Unde am vrut să ajung cu toate acestea? M-am cam rătăcit, dar nu face nimic, căci poate și dumneata ai mers alături de mine, iar acum ne-am rătăcit amândoi. Asta e partea cu adevărat frumoasă, în traducerea pe care ai făcut-o, că e fidelă. Numai nu mă certa pentru această fidelitate. Poți să le faci pe toate, dar să mă cerți, o poți face probabil cel mai bine. Aș vrea atât de mult să-ți fiu discipol și să fac mereu greșeli, numai pentru a avea astfel putința de a fi certat de dumneata. Stai în banca de școlar, abia îndrăznesc să-ți ridici ochii și dumneata stai plecat asupra unuia dintre noi și mereu îți scuturi prin aer degetul arătător cu care faci sublinieri unde se cuvine, așa e? Încât ea să fie fidelă și ca eu să am senzația că te-aș duce de mână după mine pe coridoarele subpământene întunecoase, scunde, urcioase ale istoriei, aproape la nesfârșit. De asta sunt frazele nesfârșite. Nu ți-ai dat seama? Aproape la nesfârșit. Doar 2 luni spui, pentru că apoi odată cu ieșirea la lumina zilei să mai poți spera că mai am minte să dispar. Un avertisment să mă întrerup pe ziua de azi, să dau libertate mâinii aducătoare de fericire. Mâine scriu, iar și voi explica de ce anume, în măsura în care mă pot pune chezaș pentru mine, nu voi veni la Viena și nici nu mă voi liniști mai înainte de clipa când vei spune, el are dreptate. Al dumitale Franț. Te rog, scrie adresa ceva mai clar. Odată ce scrisoarea pe care ai scris-o e închisă în plic, ea e deja proprietatea mea și ar trebui să tratez o proprietate străină cu mai mult simț de răspundere. Așa. De altfel am și impresia, fără a o putea stabili cu precizie, că o scrisoare a mea s-a pierdut. Angoasa iudeilor, în loc să se teamă că scrisorile ajung cu bine. Și acum am să mai spun ceva stupid în aceeași problemă, adică stupid că spun un lucru pe care îl consider corect, fără să mai țin seama că îmi dăunează. Și apoi Milena mai vorbește despre anxietate. Îmi dă un brânci în piept și întreabă ceea ce în limba cehă e exact același lucru și în ce privește gestul și sunetul vorbelor. Iștezid, nu vezi cum iște pumnul e dintr-o dată aruncat înapoi? Casă, forța musculară și pe urmă în zid, brânciul, lovitura bucuroasă aproape sigur țintită, țâșnind deodată înainte? Pentru o ureche germană, limba cehă are deseori asemenea efecte secundare. Întrebai, de exemplu, odată, cum se face că eu depind în ceea ce privește șederea mea aici de o scrisoare
și ți-ai răspuns de îndată singură. Neceapu, un cuvânt străin în cehă, și anume chiar în limba dumitale, este atât de puternic, indiferent, rece, economic și mai ales trosnind asemenea spărgătorului de nuci. De trei ori trosnesc în acest cuvânt fălcile una peste alta sau, mai bine zis, prima silabă face o încercare să cuprindă nuca, nu merge, atunci cea de-a doua silabă cască gura mare de tot, acum nuca intra bine înăuntru, iar cea de-a treia silabă în sfârșit o trosnește. Îi auzi dinții? Mai ales această închidere definitivă a buzelor la sfârșit le interzice celorlalți orice explicație opusă, ceea ce de fapt poate fi în unele cazuri foarte bine, mai ales când celălalt e atât de dispus să pălăvrăgească precum sunt eu acum. La care vorbărețul, cerându-și din nou iertare, spune: mai pălăvrăgim și noi așa, dacă se întâmplă să fim vreodată bine dispuși. Oricum, astăzi nu a sosit nicio scrisoare de la dumneata, iar ceea ce voisem să spun de fapt ca încheiere tot n-am spus. Data viitoare. Mult, mult mi-ar plăcea să primesc mâine vreo știre de la dumneata. Ultimele cuvinte pe care le-am mai auzit din partea dumitale, înainte de a se trânti ușa, toate ușile care se trântesc când se închid sunt respingătoare, sunt îngrozitoare. Al dumitale, Franț. Se poate ca cele trei silabe să fie și cele trei mișcări ale apostolilor din orologiul din Praga. Sosirea, autoprezentarea și ieșirea cu răutate.